Bună, mă numesc Elena de la buysunshine.com și astăzi vreau să vă vorbesc despre My Beauty Gadgets. Să încep cu produsele pentru păr și anume un set preferat de la Remington. Arată așa. Acest capăt este detașabil și acesta l-am cumpărat separat. Mi se pare că îmi cumpărasem cu 47 de lei și face onduleuri mai mari. Mai am și acest capăt care se atașează. Așa. Și peria aceasta care se atașează. Din păcate, peria nu prea am folosit-o. Am folosit-o de 2 ori și nu prea mi-a plăcut. N-am văzut sensul aceste peri. Perii, am vrut să zic. Din păcate nu mi-a dat volum foarte mult și nu știu ce să zic, mai încerc. Probabil pentru părul scurt ar fi perfect. Așa, și ultimul, cel mai preferat este acesta, îl folosesc foarte des, se atașează foarte ușor la aparat. Eu de fapt mă chinui mai mult, nu știu, până găsesc aceste găurele. Și se închide foarte bine. Nu mi-a ars părul, mi-a plăcut foarte mult. Cred că în decembrie se face anul de când am acest gadget. Îl iubesc foarte mult. Am dat 189 pe el, 189 de lei, plus 47 sau 49 de lei, nu mai țin minte. Asta să zicem 50 lei pe acesta. Și plus livrarea, plătisem 15 lei. În plus, mi-a venit într-o gentuță, deci o port cu mine, și o mănușă de protecție. Mănușa, sinceră să fiu, cam uitea și primele deți m-am și fript și după aia m-am învățat să folosesc. Următorul produs tot pentru păr este Beauty Gadget pentru mine. Este placa mea de păr. Este o placă foarte veche, cumpărasem dintr-o piață. Dar încă mai merge, datorită produselor cu protecție termică, nu mi-arde foarte tare părul. Ce să zic despre acest produs, dacă găsesc altul mai bun, sigur îl înlocuiesc. Deocamdată rămâne acesta. Îmi place că are cablul foarte, foarte lung. Următorul beauty gadget tot este pentru păr, să zicem așa. Am o piere din asta. Dacă vreau părul drept, îmi usuc cu fionul, întind așa, îl pieptăn și usuc. Și îmi lasă părul mai drept. Sigur că nu ca și placa, dar în orice caz îmi îndreaptă cât de cât părul. Și îmi descurcă foarte bine. Tot în zona părului este pielea de la Ebelin. Arată așa, am dat 30 de lei pe ea și m-a scutit de cumpărarea celelalte pierei originale. Mi-a plăcut foarte mult, descurcă foarte bine părul. De fapt, ultima perioadă nici nu am nevoie să-mi descurce părul. Pentru că deja nu mai am această problemă, slava Domnului. Orice caz, dacă vă confruntați cu încurcarea părului, vă recomand să mergeți la Demia să luați această piere cu doar 30 de lei. Așa, să mergem la următorul gadget. Este prietenul meu de câțiva ani. Este epilatorul de la Panasonic. Are mai multe capete, de fapt are 3 capete, acesta este pentru berberit și un capet mare și unul mic pentru față. Se poate folosi și la duș și este reîncărcabil, îmi place foarte mult. Am vrut să-mi cumpăr atunci cel de la Braun, era cu fițe, că avea și luminițe și nu știu ce, era la 5 milioane, adică 500 de lei vreau să zic. Și m-am cam zgârcit, acesta era la 250 sau la 275, nu mai țin minte, și am zis că îmi cumpăr acesta pentru că avea aceleași funcții
nu chiar aceleași, dar asemănătoare cu cele de la Braun și am zis că să încerc pe acesta. Foarte bine am făcut, îmi place foarte mult, recomand, jumate de preț. Tot la păr, dar am uitasem că e prea micuț. Ce credeți că este acest produs? Este pentru păr. Sinceră să fiu, este nou, încă nu l-am încercat. Este pentru prinderea părului, aranjarea lui. Mai are și aici niște indicații. Voi încerca și voi reveni dacă e cu un clip. Dacă se vede. Pentru prinderea părului. Așa. Cumpărasem din Turcia. Și următorul produs, este penultimul produs, este acest roller din piatra jat. Este pentru masarea feței. Îmi place foarte mult să fac masaj pe față. Îl țin câteodată în frigider să fie mai rece și îmi place, revigorează. Nu aplic crema cu ea, doar masaj fac pe ten și îmi place foarte mult. E cam vechi și am văzut că sunt și cu două capete, una mică și una mare. Acea mică este pentru zona ochilor, o să-mi iau și cealaltă variantă. Și ultimul gadget este de la Scholl, renumitul gadget. Deși este de ceva vreme la mine, îl folosesc foarte des și capătul e și ca nou. Se spală, e ușor de întreținut, bateriile încă sunt folosibile, încă sunt acelea care au fost de la testare. Mie mi-a plăcut foarte mult, recomand și cam astea sunt produsele ce am vrut să vă arăt. Dacă v-a plăcut, vă rog să dați un like și dacă vă place de mine, să dați un subscribe la canal. Cam asta a fost, eu vă pup până data viitoare. Pa!